Filme românești premiate în Germania. Producția independentă Așteptând zorile în regia lui Mihai Sofrone a fost desemnată câștigătoarea secțiunii de scurtmetraj a Festivalului de Film de la Cottbus. În plus, animația Krulic, Drumul spre Dincolo, lungmetrajul semnat de Anca Damian, obținut o mențiune onorifică și un premiu pentru inovație în tehnica cinematografică. Povestea începe de fapt cu un proiect depus la CNC. Punctaj bun, imediat, sub linie. Producția independentă, așadar, Așteptând zorile, a însemnat în primul rând muncă de voluntariat din partea unei echipe foarte mari. De ce ai venit pe gratis, muncică? Am venit pe gratis, am venit în pagubă. Povestea de mult vreau să o fac, dar acum am zis, e momentul, am acumulat și ceva experiență de viață și ceva despărțiri activ, ca să pot să vorbesc despre o despărțire, trădare, iubire. În aproape o săptămână, echipa a reușit să creeze povestea unui cuplu sudat în timp, aflat acum între a iubi și a fi îndrăgostit. Iubirea presupune și statornicie și o construcție într-o cuplu, căsnicie, rata la casă. Fiecare dezamăgire, fiecare tristețe prin care treci în iubire, îți înnobilează sufletul. Și de-aia foarte mulți sunt conți, marchizi, unii care n-au șansa să iubească, nu știu despre ce e vorba. Juriul festivalului a fost compus din Pavel Ieț, decanul Universității FAMU din Praga, actrița Irina Potapenko și Ian Harlan, producătorul lui Kubrick. Un domn foarte cochet, 60 ceva de ani și a venit la mine și mi-a zis mulțumesc foarte mult și eu zic plăcere, de ce? Pentru o poveste atât de clasică, atât de curată și îți mulțumesc că nu te-ai dus cu ea în apartamentul iubitului. Nu, pentru cine să vadă filmul să înțeleagă. Tot juriul a apreciat că nu e nevoie pentru un film decât de două locații, doi actori, emoție și o poveste bună. Rămâne viața lor de până atunci ca un oftat, rămâne o noapte în care cu siguranță unul s-a gândit la celălalt și rămân multe lucruri de spus după finalul filmului. Radu și Ana, el neagă faptul că nu mai e pasiune. Dar cred că m-am îndrăgostit de altcineva. Ea este în această relație aceea care zice, bă, nu mai merge. În prima etapă, după aia, spre finalul filmului, trebuie să vedeți voi. Și ce facem?